Competiția Turul Ciclist al României 2013, ajunsă la jubileul de 50 de ani, a fost decalată cu o lună din motive obiective. Oficialii Federației Române de Ciclism au stabilit ca întrecerea să debuteze pe 30 iunie la Marghita, urmând să se termine pe 6 iunie la București. Concursul va debuta cu un prolog contratimp echipe disputat în municipiul Marghita, gazda etapei de final din ediția anterioară. După o pauză de 11 ani, Cluj-Napoca va fi punctul terminus al primei etape, urmând apoi cea mai dificilă, programată a se desfășura între Dej și Vatra Dornei. Moldova va fi gazda următoarelor trei etape, respectiv Botoșan, Bacău și Galați. Ultima etapă va lega localitățile Buzău și București. Programul Turului Ciclist ediția 2013 este următorul. 30 iunie, prolog, contratimp echipe, Marghita, 16 km. 1 iulie, etapa 1, Marghita, Zalău, Cluj-Napoca, 156 km. 2 iulie, etapa 2, Dej, Bistrița, Vatra Dornei, 143 km. 3 iulie, etapa 3, Vatra Dornei, Suceava, Botoșani, 152 km. 4 iulie, etapa 4, Botoșani, Roman, Bacău, 156 km. 5 iulie, etapa 5, Bacău, Tecuci, Galați, 185 km. Și 6 iulie, etapa 7, Buzău, Urziceni, București, 152 km. La Turul României vor participa 16 sau 17 echipe, până în prezent existând 24 de solicitări, multe dintre grupările interesate se aparte la mica buclă, fiind prezente și în ediția anterioară. Totuși, pe adresa federației au sosit și cereri din partea unor echipe din America Latină și Israel.